La ședința Colegiului Prefectural din februarie, prefectul George Lazăr a tras atenția că se impune ca și alte instituții ale statului, respectiv Direcția de Sănătate Publică și Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor, să-și facă datoria și să investigheze criza apei din Roman. Ca urmare a acestui îndemn, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor a investigat situația de la APASERV și a decis amendarea operatorului de apă și canal și obligarea acestuia la acordare de bonificații romașcanilor afectați. Având în vedere informațiile apărute în spațiu public în legătură cu repetatele întrerupere în furnizarea apei potabile în Roman, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor ne-am să demarat oricine de verificarea modului de respectare a prevederilor legale din domeniul protecției consumatorilor de către operatorul economic prestator de servicii de furnizare apă. De urmare, au fost solicitate o serie de documente și evidențe care să justifice situația creată. Aici aș enumera contractul de furnizare prestare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare, evidența registrelor parametrilor de furnizare asumați prin contract și măsurile adoptate de operatorul economic pentru limitarea consecințelor acestei situații. Prin contractul de furnizare a apei, operatorul economic se angajează că va asigura apa la presiunea de 2,2 atmosfere și un grad de asigurare de 98%, începând cu luna octombrie 2019. În mod repetat, s-au înregistrat parametri neconform celor asumați, respectiv presiune sub limita prevăzută, mergând până la întreruperea în totalitate a furnizării apei pentru municipiul Roman. Această situație este susținută și de numărul de notificări comunicate pe website-ul furnizorului, în număr de 70, cât și de evidența registrărilor la parametrul presiune, registrări efectuate la plecarea în rețeaua de distribuție pentru perioada octombrie 2019, februarie 2020. Astfel, în ordonanță guvernului numărul 21 din 1992 privind protecția consumatorilor, se vede la articolul 7, litera C, alineatul 3, faptul că prestatorii de servicii sunt obligați să respecte condițiile prescrise sau declarate pe cum și clauzele prevăzute în contractul de ea. La articolul 6.4 din contractul operatorului economic de furnizare prestare de serviciului de alimentare cu apă și canalizare, acesta prevede că operatorul este obligat să asigure continuitatea serviciului de alimentare cu apă la parametrii fizici și calitativ prevăzuți de legislația în vigoare, parametrii de altfel înscriși și în anexa numărul 3 la contract. De asemenea, articolul 6.2 din contract se prevede faptul că operatorul economic are obligația să acorde bonificația utilizatorului în cazul furnizării serviciului sub parametri de calitate și cantitate prevăzuți în contract. În consecință, la articolul 7.3 din contract se menționează faptul că utilizatorul are dreptul să beneficieze de reducerea facturii lunare prin acordarea de bonificații în valoare de 30% pe lună din valoarea facturii curente în situația nefurnizării apei la parametrii din contract. Astfel, având în vedere numărul mare de consumatori persoane fizice afectate și perioada de neîndeplinire a obligațiilor contractuale, s-a dispus sancționarea operatorului economic, prestator de servicii de furnizare apă. De asemenea, ca măsură complementară, s-a dispus acordarea de bonificații în valoare de 30% pe lună din valoarea facturii curente tuturor consumatorilor afectați, în conformitate cu clauzele prevăzute în contractul de furnizare încheiat cu beneficiarii consumatori persoane fizice. Face mențiunea că, împotriva documentului de control, operatorul economic poate formula plângere contravențională la instanța judecătorească competentă, caz în care măsura dispusă se suspendă până la emiterea unei hotărâri definitive și irevocabile. Președintele PSD Roman, senatorul Dan Manoliu, apreciază că și acest control ține de ofensiva PNL de a distruge compania APASERV și o aduce prin orice mijloace în sapă de lemn. Eu nu contest și nu discut hotărârile altor instituții, dar aș dori ca domnul prefect să verifice corectitudinea și justiția hotărârii de Consiliul Local privind
rezilierea contractului cu Apa Sebu și veți vedea că în acea hotărâre eu cred că este de fapt nevalabilă și nereală, este doar o făcătură pentru campanie electorală, pentru că acolo se pune ca și reziliere un act care de fapt reprezintă contractul cu asociația Aqua Neamț, nu cu compania Apa Serv, așa cum scrie în hotărâre. Deci hotărârea are la bază un act care are alt beneficiar, un contract care are un alt beneficiar. Verificați, să verifice și domnul prefect și se vadă dacă într-adevăr se vrea binele romașcanilor sau se face un joc politic.